Nu asta ar fi bine, dar cu negată. A, a, dar e flow. Mamă, ce prost ești. Ca să te scutesc de un intro idiot. Bine ai venit la SIC TV. E prea mult, nu? Da. O să îți zic că asta e prima ediție din Sloppy Seconds. Ce pula mea înseamnă Sloppy Seconds? Păi e gen second hand și Sloppy Seconds e când au fost una după cea. Important e că Big Daddy Luca ne-a dat două bețe și invitații noștri aveau să se îmbrace din second hand-uri cu câte unul. Băi, ce picioruțe mici ai. You like them? Lucrurile nu prea au mers conform planului. O să facă o scenă. Haideți mă afară pe noi, vrem să le dăm bandonuri și le vinziți pe la noi. Oricum, ăsta e primul episod din Sloppy Seconds. Să sperăm că nu ne dau în judecată patronii de la SH-uri și putem să-l facem și pe al doilea. Hai, o dăm? Încolo second hand-urile. Vă rog, SIC TV, face SIC pe SIC. Ne-a dat și nouă lucrare. Poți. Dă-mi eu una mare, chiar. Mulțumesc, Luca Beat, pentru sponsorizare. Ce și tu, amul? Te se schimbi, te-a zis Luca. Să pară gen de să filmezi spre live, în votul mor. Ce fă, mă, mami, mă, ce fă, mă, bă, frate, dă-mi banii, că vreau să-mi iau țigări. Păi stai să schimbăm, de ce? Ca să dăm la fiecare. Nu trebuie să-ți iei din ei, păi cu aia să filmeze când îți ia. Păi uite, filmează. Ce faci, mă, cu aia? Bă, tu ești pe capul. Bine, vrei că mi-o să cam bine aici. Puștea vreodată cum eram ce mâncam. Cât riscam pentru bani ce-i futeam. Mamă, cu aia, uite cum sunt pantalonii ăștia, mâncava și pula de asta. Bă, hai mână ăsta. Încerca să mă puse bine, să intre doar în camera. Bă, frate, hai mă, așa, dacă ne dă frână. Avea alea de plastic, avea o etichetă, scria made in China. Aici era? Wow. Aici era, ăsta e la care ne lasă. Trebuie să băgați royalty free Drake type instrumente. Ești prost, n-ai așa. Chia. Legea. Doamne. Ești cu legea. Las că cu totodată merge ceva. Ce? Da, mă, dar m-ai făcut asta. Cred că asta l-ar prinde bine pe ea. Nu? No? Eu zic că da. Și cu asta merge perfect. Stai, stai. Ia vezi viața mea. Rockaware. What the fuck is this, man? Ce e? Wow. Rockaware? Ma, m-ai găsit. Te buf. Ce e? Wow. Medusa. Uite, frate, un tricou negru, simplu sau? Da. Deci ne luăm și de aș mă dă banii ăștia, că eu aș mai vrea să-mi iau ciorul mâncare. Mă, mă, stai nimic. Ciorul. E pătată, nu? Ce ciorul meu e? Așa să-ți dea mă, sau? Eu suști, mă. Un pic cam așa. Ce trebuie de asta? Ce trebuie să fie? Mă... Uite, 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 se pătrânească. Mă... Băi, ești rău, ce s-o asta o viață? Ce s-o asta de bărbat? Da, mă, e dealul... MJ sau... Băi, ești nebun, cum să zici așa ceva? Nu vine viața. Fail cu agenda. Muzică, că am mulți artificiali. Hei! Mamă, ce faltă cu aia asta. E șmicher, mă jur că e șmicher ăsta. Îl iau. Păi cam fresh. Da, mă, ăsta e fresh. Să mă rog, ăsta chiar e fresh. Și atât, clasa 8-a. Ia vezi, mă, amulii. It's
Băi, cu pantalon scurt, pantalon scurt vine prost, da. Nu mai e super, mă, tu dai mă drumul. Mamă, zici că sunt Undertaker. Ce-ai cumpărat un sulet, mă? Puța, vă dăm? Da, vă dăm. Eu îl iau pe ăsta. Ce outfit mai faci pe aici, că nu mai nimic? Deci de ce mergem acolo? Nu ți se pare că scrie second hand? Unde? Ah. Miercuri. Marfă nouă, cea mai bună. Păi și nu e miercuri? E joi. Joi. Haide mai dăm. Hai, îi dăm. Da? Da. Ha. Și. A, poftim. Revenim cu update. Luca ne-a dat ăstora câte 100 de lei și nouă nimic. Și eu mai și editez clipul, gen. Luca, you have some explaining to do. Cum ai duit ăsta? Au ieșit de afară. Bă, frate, nu recomand aici. De ce? Nu-mi place. Subiectiv. Are cumva ceva de face faptul că ne-au dat afară când am intrat? Am pula mea. Bă, așa. Wait. S-a răzgândit. Hai înapoi. Copiii ăștia s-au dus la second hand-uri? Păi nu știu cu aia. Știi că aveți. Mergem, fac eu cinste cu covrigi. Ești plăcut. Hai, hai. Eee, câștigi. Covrigi. Hai mă, de aici. Cred că poate să ne dea în judecată pentru chestia asta, nu? Cine, mă, frate? Am văzut că am pas, că nu eram. Amule. Amule? Amule. Ce e special la el? Eu. Fresh? Wow. Fresh cumva? Zici că ești de la paraziti, frumos. Ian, care e filozofia vieții? Care e rostul? Filozofia vieții cu aia ești important în viață, vrei să vă zic eu? Te ascultăm, să nu stai după proști care intră la second hand. Aaa. Păi hai să mergem. Eu oricum mi-am făcut outfit-ul. Un outfit decent. Mamă! Băi, am primit ăsta, gen, eu. Ce e ăla? Ăla e? Pe gratis? Pe gratis. Cum adică, mă? I-a dat femeia după ce am plătit pantalonii ăștia, că mi-am luat pantaloni. Băi, e Eminem. Și scrie, scrie no official. Cum fă? Deci nu e official. Cred că e o piesă, mă, sau ceva. Hai, mai mergem un pic aici la KFC, vreți să vă mint? Păi, la KFC, oricum spre KFC, aici, cam un pic. Ei, hey, nu, domnule. Nu, dar nu mai filmați. Haideți, lăsați-mă. S-a supărat Ian. O să facă o scenă. Bă, haideți, mă, afară, pe noi vrem să le dăm bandonuri și le vinziți pe la noi. Hai afară. Hai afară. Ești nebun la cap. Și că o lasă vreo jenă. Filmez un videoclip. Cred. Bă, ce-ai făcut, mă, ți-ai luat bandana aia de acolo, tu ești nebun? Am cumpărat, am dat pe toate. Bă, cu aia ăsta e retardat. Bă, mi-a zis, este și o setă. Mamă, sală de joc. Mamă, hai da. Bă, cănele? Da. Dar doar 10 lei. Bine, hai, la mișto. Dar n-avem voie să filmăm. Deci stai, tu ai pierdut toți banii? Aia, toți banii. Am băgat 10 lei, mă, ce aveți. Și tu cât ai băgat? Am băgat 60. Și cât mai ai? Am băgat 50 și de la mine, că n-am putut să mă abțin. Bă, eu asta vă zic. Eu nu pun astea cu video. Hai mă, cu aia.